A, berbec, ok, berbec, berbec. Bun. La ce preț aveți berbeca? 7 milioane. Berbeca face, cărează în casă că vreau să le iau pentru cumnata mea. Adică, de câte ori face scaun? Pentru că la noi, în America, cu căcăreaza poți să faci farduri. Ce puteți? Cu căcăreaza de la berbec se face în America, se face farduri din ea. Adică, nu știți de câte ori eu dețin o fermă în America, din cărează de oaie, de vacă, să fac fardurile pentru doamne. Nu știu dacă știați, dar, de exemplu, ca să vă zic așa, la o oaie sau la ceva, căcăreaza, un kil de căcăreaza e undeva la 2500 de dolari. Dacă aveți mulți, adică fac caca mult, aveți mulți care fac caca. N-ați urmărit niciodată, vedeți, de câte ori au scaun pe zi? Am înțeles, dar dacă vă dau numărul, puteți să-mi trimiteți o poză dacă aveți prin curte? Ok. Diarie face vreo una? Omul deja am venit să râsă și cu el și pe ăsta vine de la mama naibii și îl caută căcat de oaie. Căcat de oaie să faci farduri din căcat de Am văzut oaie. că vindeți oi. Le iau pentru dantură, le iau, pentru că eu dețin o bijuterie care face lanțuri și chestii și nu știu dacă știați, dar oaia are doi dinți în spate care sunt foarte puternici și se pot face anumite chestii din ele. Dacă la oaie doi dinți, 500 de euro oaia, cred că e un preț decent. Și puteți să păstrați și oaia. Nu, serios, acum n-am auzit niciodată. Căutați pe internet perlă dinte oaie sau cum tot oaie, cum se zice la dumneavoastră. Păstrez numărul, bă, păstrez numărul și îl sunăm peste jumătate. V-am mâncat, vă dați seama că se duce la ai lui, cu ce, ai lui nu știu ce înseamnă, părinți sau ce erau și o să-i zică și m-a sunat cineva, era din afară și vrea să scoată dinți la oi, și mi-a dat și bani, mi-a dat 500 pe oaie, băi, mamă. Da, bre, mamă, că scoatem doi dinți la o oaie, bre, și ne dă 500 de Am văzut euro. că aveți tower de vânzare. Și vreau să vin din Spania aici, că sunt căsătorit aici cu o româncă și vreau să fac toridă. Este bun Nu pe... ești bun de corida. Nu sunt buni? Nu, e liniștit. V-ați beșit? Poftim? V-ați beșit? Deci mi-ați auzit exact? S-a beșit, mă! S-a auzit ce mă, așa... Așa, Nu, mă! așa mi Să s-a moară dacă nu mi s-a părut că s-a beșit, Cât astruți aveți? 4 am. Ok. Înălțimea de la corp, gen gâtul, știți câți centimetri are? Pentru că am aici în Anglia, dețin o firmă de șosete și pentru iarnă, din gâtul struțului se pot face șosete pentru iarnă. N-am măsurat despre Nu, 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 eu vorbește serios. Vorbește serios. O pereche de șosete din pelea struțului la noi aici în Marea Britanie e undeva la 1200 de pounds. Și de asta m-ar interesa gâtul de la struț, dacă știți mărimea. Da, nu știu, numai așa, dacă o să-i măsor să văd. Puteți să vă duceți să, gen, să măsurați și revin eu cu un telefon? Am să încerc Nu vă aud, că vă... Ok. să văd cum o măsor, că la nu vine la mine așa, ca a venit. Înțelegi? Înțeleg, Trebuie să-l prind cumva, să văd cum fac. Da,
Da, e, aici e noua modă în Marea Britanie cu șosetele de struci, că sunt foarte călduroase, doar din pielea lui are două straturi. Am înțeles. Și nu transpiră picioarele și mai mult doamnele cumpără. Fai, domnul. Că ți-ai gura ta, doamnul. Că ți-ai gura ta. Ce fel fugi omul mâine pe-n țargă, pe-n struția aia pe acolo. Fai, cu ruletă. Cu... Deci fii atent. Lui unul i-am zis că se face din căcărează. Ce i-am zis că se fac? Farduri. Că se fac farduri. Din căcat oaie se fac farduri. Lui unul i-am zis că din măsele, de la măseaua se fac perlă, din la măseaua de la oaie se face perlă, trebuie să-l sunăm. La unul i-am zis cu cornul că se fac vibratoare. Ce? Și la unul i-am zis că din gâtul struțului se fac șosete. La noi în Marea Britanie avem fermă unde avem peste 2000 de exemplare, iar unele dintre ele la gât, aici au un fel de coș, dacă v-ați citat vreodată la gâtul lui, nu știu dacă știți. Spuneți-mi ca să văd dacă îmi dau seama despre ce spuneți. La gâtul, nu toți, sunt foarte rare exemplarele, la unele, la gât, au un coș care dă la, un fel de lapte. Din acel lapte se pot face chestii pentru tratare. Nu știu, n-am auzit. Da, acum vă întreb, numărul ăsta e de România, după care mă sunați? Da, pentru că am nevastă din România, de aici știu și românește. Una pe un care dă lapte de la gât e undeva la 1200 de pounds, unu. Mă interesez prima oară că n-am auzit de așa ceva. Da. Asta, chestia asta pare la femeile sau la mascul sau care? Nu, mai mult la femeile, ele au chestia asta, mascul nu. N-am auzit niciodată. Chiar la capul pieptului, ziceți? Deci, unde are capul, ciocul, puțin mai jos, cu câțiva centimetri. Nu știu, n-am auzit pe nimeni să ducă de așa ceva. O să mai intrez să văd dacă okay. O să verific. Da, bun. Ok, zi faină, goodbye. Alo, George, la telefon cu dinți de oaie. Am vorbit cu părinții, nu sunt de acord. Ei vor să le dea, nu să facă. Nu vor să scoată dinții la oi să le dea separat. Nu. Dar ce le-a spus domnule? Poate nu le-a spus ceva corect. Da, le-a spus corect, nu știu ce la ei, nu m-am zis până acum. Cum l-a spus? Nu stai, uite. M-a sunat un domn, a zis că ei vor să scoată decât dinții, cum ar fi măsaua de minte. Da, e ok. Și zic că ei nu au auzit până acum ce oricare eu mai fi. Dacă ei să vreți să le luați, le luați cu totul. Nu fac chestii din astea, n-am auzit până acum niciodată. Bine, domnule. Nu, ok, lăsați că mai caut dacă e și nu-i problem. Bine. Ok, seară faină, ciao. Mulțumesc, la fel, bun. Păi, iertare, îmi cer scuze, îmi pare rău, dar n-ai cum să nu râzi, boți, n-ai cum. Să te duci la părinții tăi și să-i zici, mamă, m-a sunat cineva și mi-a să scoate dinții de la oaie. Băi, aș fi dat orice să fiu acum acolo să văd discuția dintre el și părinții lui. Dar îi seama, care și cum ajut eu la mama așa și zic, nu, mamă, ce faci? Uite ce-ți fac, stau și la bucătărie. Păi, mamă, m-a sunat cineva și a zis că dacă scoatem dinții la oaie îmi dă 1000 de euro.